Aromate, gustoase și arătoase. În piețele și magazinele din Republica Moldova au apărut cireșele autohtone. În primele zile s-au vândut și cu 100 de lei kilogramul. Astăzi însă, în piețele și târgurile din Chișinău, prețul a scăzut până la 80 de lei kilogramul. Chiar dacă sunt totuși cam scumpe, fructele din producția locală se vând foarte bine. Emilia Ciubuc din satul Siriț, raionul Strășeni, are 2 hectare de cireș. Ea a venit astăzi la târgul din Parcul Alunelul cu peste 300 de kilograme de fructe. Spune însă că din cauza ploilor, producția din acest an este mai mică față de anul trecut. Când am ieșit cu piața, am ieșit cu 100 de lei. 90, am 80. Dar închipul mai ieftin nu să fie. Că sunt foarte rare. Noi avem 30 de soiuri în total. Primul soi este Rita. Se vând bine cireșul? Da, noi ieri prima zi, mulțumim, s-a vândut foarte bine. Am vândut și o tonă de cireșe. Cumpărătorii au făcut cozi la tarabele cu cireșe din producția locală. Acum le vom degusta împreună cu familia și cred că se merită prețul. Este o muncă grea, noi suntem conștienți. 80 pentru niște copii. La nepoți, am luat jumătate de kilogram. Chiar că nu m-aș le-am gustat, îmi par gustoasă. Dar prețul cum este? E cam scump, dar cred că face, că oamenii tot mușesc până le văd și coapte. La mare căutare au fost și căpșunele. În ultimele zile a crescut oferta, iar prețul acestor fructe a scăzut treptat de la 120 la 60 de lei kilogramul. În unele piețe pot fi găsite chiar și cu 40 de lei kilogramul. Asta s-a venit cu vreo 300 de kilograme, mai puțin ca ieri, că așa a fost culesul. Așa mai mărecele un pic de 70 de lei kilogramul, așa mai mici, 60 separate. Puțin s-au ieftinit și... Să noastre, e miros de casă. Am luat și cireșe, pentru că anul ăsta se vede că nu prea să avem și vrem să le gustăm. În acest weekend, la târgul Cămarafest organizat în Parcul Alunelul din Chișinău, au venit cultivatori din toate raioanele Republicii Moldova. Avem 80 de producători autohtoni, am dat prioritate celor cu fructe, pentru că sunt produse perisabile și e o mare bucurie pentru noi să vedem atâta solidaritate din partea consumatorului autohton. În Republica Moldova sunt peste 5.000 de hectare plantate cu cireși.